Agențiile de turism au primit solicitări diferite de la turiști pentru vacanța de 1 decembrie. În vacanța de 1 decembrie se pleacă în către foarte multe direcții. Se pleacă la noi în țară, în primul rând, avem un grup în Bucovina. Se preferă foarte mult partea asta tradițională. Iar cine este îndreptat spre destinații calde pleacă către Dominicană, către Dubai, către Mexic, către zonele Caraibilor în principiu. Am avut cele și pe București, la munte, bineînțeles cu servicii spa, tot timpul sunt cerute în perioadele friguroase din preajma 1 decembrie, să zicem, și pe deasupra destinațiile exotice, ca de obicei, sunt cerute și city break-urile în orașele europene. Pentru cei care vor să vadă în câteva zile un oraș important din Europa, în așa numitele city break-uri, esențial în alegerea destinației este aeroportul din Craiova, pentru că le oferă curse directe, dar mulți dintre craioveni preferă să rămână în oraș. E prea frumos centrul nostru ca să merg în altă parte. Dar dacă era să plecați undeva, în țară, peste hotare, la munte? Nu, în țară. E frumoasă România și trebuie mai întâi să o cunoaștem, ca pe urmă să mergem în alte părți. E mai bine în Craiova. De ce? Vedem târgul, ne plimbăm, luăm aer. E bine și România. Sunt din la țară, vin aici, în Craiova, să văd și eu că e prea frumos orașul ăsta. La Istanbul. Cât? 4 nopți. Ați mai fost? Vă place să mergeți acolo? Am mai fost în Turcia, dar mi s-a spus că dacă n-am văzut Istanbulul, n-am văzut Turcia. În Craiova? În Craiova? Da. Mergeți pe aici, în centru? Da. Așa ne v-ați gândit să plecați undeva, la munte, la mare? Deocamdată în nu. În țară, peste hotare? Nu. Dumneavoastră? La fel, în Craiova, aici, la noi. E frumos? Foarte frumos. Nu, nu mai plecăm nicăieri. Dar dacă puteați să plecați undeva, în Bucovina, cum am fost anul trecut. Numai că acum, din cauza războiului, stăm mai potol acasă. Pentru cei care aleg să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova, administrația l-a pregătit în plus o serie de spectacole cu muzică de toate genurile, atât în aer liber cât și în săli.